și Duhului Tău. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioasului lui, ce mai răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie. Din Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, voi sunteți pe cetea apostoliei mele, în Domnul. Apărarea mea către cei ce mă iau la cercetarea aceasta este. N-avem oare dreptul și noi să mâncăm și să bem? N-avem oare dreptul și noi să purtăm cu noi o femeie sora, ca și ceilalți apostoli, ca și frații Domnului, ca și Chefa, sau numai eu și Barnaba nu avem dreptul să nu lucrăm? Cine slujește vreodată în oaste pe cheltuiala lui? Cine zădește vie și nu mănâncă din rodul ei? Sau cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Spăroarea acestea numai după mintea omenească nu le spune și legea, căci în legea lui Moise este scris să nu legi gura omului care trăie rău. Oare aici de boi este aminte lui Dumnezeu? Nu vorbește într-adins pentru noi, că pentru noi s-a scris cele ce are trebuie să are cu nădejde și cel ce trăiera cu nădejde va avea parte de roadele lui. Dacă am semănat la voi cele duhovnicești, mare lucru este să se cere din ale voastre ce ne pământuiești. Dacă alții se bucură de acest drept asupra voastră, oare nu cu atât mai mult noi? Dar nu ne-am folosit de dreptul acesta